Hei, bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi suntem pe Tracing World 5 în Mildenberg și mergem la Aschaffenburg. Suntem cu BR642, scuze, un automotor pe care îl avem sub un reschin de 0. 153 de tone, 5 și 84 de metri. Așadar, să-i dăm drumul. Să activăm și indușii. Să dăm drumul la călători. Bine, mai mult să urce, nu să coboare. Avem un automotor cu reschinul CFR și unul e cu reschin German de la DB. Bun, hai să activăm. Să activăm și sistemele de siguranță, PZB și SIFA, adică DSV-ul și indușii. Mai așteptăm câteva secunde și suntem gata de plecare. Spune să prindem în curând 120, dar nu se poate așa ceva. Eu n-am văzut încă automotorul ăsta să prindă viteza asta. Am plecat la timp din gară și totuși avem întârziere. Cum vă explicați astea? Și merg acum și peste limita legală. Sau cel puțin mergeam.
Reducem, reducem, avem restricție. Hai că nu stăm mult aici și plecăm. Ieșirea pe directă. Da, mă, da. Hai mă că suntem bine ce ai. Mai facem și noi câte o poză. Păi da. Pregătim să oprim în Laudersbach. Thank you.
Da, frumoasă grafică mai are. Nu știu dacă ați observat, dar NASA a cadat odată pe ruta asta. Ia uitați ce frumos se vede aici. Cât de real. Restricție. Intrăm pe 60. Numai că am redus mai mult cum am speriat. Nu-i nimic, nu-i nimic. Suntem bine. Mai bine să fim preventivi decât să o gafăm. De roșu în față. Ne trage la peron. Bineînțeles, trebuie să așteptăm, înseamnă că trebuie să vină un tren din față.
Avem mare roșu, tăticule, nu ne lasă să plecăm de aici până nu vine trenul ăla din față. Mă grăbeam, da, uite, mă grăbeam degeaba. Noroc că n-am trecut inductorul, că dacă treceam inductorul ăsta, eram pa. Așteptăm, trebuie să vină. N-avem ce să facem. Dar puteam să facem și noi o poză până venea ăla. Nu? Sau hai să ne uităm pe mapă, să vedem, vine sau nu vine. Nu, cred că se pune problema să nu vină. Da, uite, e acolo, dar încă n-a plecat de acolo. Dar ce o aștepta oare? Deci aparent așteptăm să vină șmecherul ăla. Că altfel n-avem cum să intrăm la... în gara. Da. Vedem. Eu n-am trecut de semnal ca să-l încurc, așa că ar trebui să plece de acolo. Și a plecat. Uite-l. Da? Exact ce spuneam. Hai să vă învăț ceva dacă tot avem timp. Hai să vă învăț cum să faceți o poză în jocul ăsta. O poză bună. Puteți să aveți opțiunea de aici, da? Opțiuni photo mode sau tastă directă F10 sau ceva de genul. Și hai să vă arăt cum fac eu poze în jocul ăsta, de exemplu. Acum nu știu dacă... Ia stai așa un pic. Da? Hai să vedem. Deci, prima dată facem un pic să fie, uite, un pic așa mai într-o parte. Focalizare. Cât mai, ca să iasă în evidență garnitura, da? Ok. La field view nu o să umblu, că îmi place așa, dar puteți să umblați și la field view dacă vreți să dați mai în profunzime. Aici eu de obicei aleg doar vineta să fac un pic mai întunecoase marginile. Și aici dacă vreau să schimb oră sau ceva de genul, nu știu, precipitații, să fac să fie ud pe jos... Da, aici depinde de fiecare, să faci să fie toamnă, să se vadă frunzele mai gălbui sau, nu știu, mai verde, să dai pe primăvară, în fine. Ideea e că eu mă rezum așa strict la ce v-am arătat acum, cu focusul ăla, ca să pun în evidență cât de cât strict doar garnitura. Apăs un F. Și normal ar trebui să apăs spațiu. Cu save și upload. Și atunci poza o să o găsesc pe pagina de Steam, în bibliotecă, sau apăs, bineînțeles, tasta care e dedicată pentru print screen. Da? Dar să vă arăt cu asta, cu profunzimea, totuși. Da? Ia uitați. Vă dă, deci, mai de aproape sau mai din profunzime, da? Ia uite. Ce poză frumoasă! Și vreau totuși să prim... Oh, uite așa, cel mai bine. Și am mai făcut o poză frumoasă.
Bun, așteptăm. Trebuie să sosească din clipă în clipă trenul nostru, după care decolăm. Ia uitați-l că apare. Verde, putem pleca. Avem induși din 500, fim atenți la viteză. Să stăm cu o viteză mai mică de 24 de km la oră până ieșim de pe abătută. Da, mă, da. Păi da. Mamă, dar ce s-a înseninat, bro. Mai e un nor de râs. Trebuie pe 90. Apropiem de stație.
E prea în scurt timpul la scenariul ăsta, pe bune, dacă nu. Imediat ajungem în Erlenbach. Dacă ați mai învățat ceva și astăzi. Avem cam 2 minute de întârziere. Stăm înăuntru că jucăm cu hinduși și facem buba. Ce vorbești, mă? Trebuie o distanță de vreo 10 km să ajung și eu la 120 la oră. Dacă ajung. Apropiem de stație.
Hai, 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 îmbarcarea mai repede. Ia uite, bă, nu urcă nimeni, bă, frate, mă. Ia, am ceva oameni între... Păstrăm viteza de deplasare undeva la 40-60 maxim. Știu că în HUD acolo ne arată că putem să mergem cu 120, dar dat fiind că jucăm cu induși, n-avem cum. Ce a fost asta? M-a prins 45-ul. Păi de ce m-a prins 45-ul, bro? Că... nu prea corect asta. Nu prea a fost corect asta. Să mă implici. S-a stricat, bă. Bă, ești nebun. S-a stricat. Ok, ia să vedem. Hai, că te rezolv acum. Nu e, mă, s-a stricat. Oameni buni, s-a stricat garnitura, trebuie să așteptăm un alt tren să vină să vă ia. Deci ușile, ceva la sistemul electric s-a stricat. Băi, ești nebun? Băi, tăticule, nici radio nu merge. Vai de viața mea. S-a stricat, băi, ești nebun? Doamne ferește, am trăit să o văd și pe asta. Am rămas în drum, fraților. Trebuie să chem infrastructura, asistența, să vină să... găsesc o soluție, să mă tracteze de aici măcar. Bine, văd că ăștia au fir alternativ. Dar chiar și așa? S-a stricat bușteuca. Da, ok. Bun, asta e. Ne oprim aici. E simulator. Până la urmă, e un context, real, ceea ce face că stăm în picioare. Așadar, ne oprim aici.
continuăm data viitoare. Nu uitați de like, nu uitați să distribuiți și, bineînțeles, să mă urmăriți. Aștept comentariile voastre, vă răspund inopinant. La revedere, numai bine!